suntem după, după un vot în Parlamentul European, cum ved, la nivel european, cum vedeți rezultatele? Ați făcut o analiză deasupra rezultatelor? Da, analizele sunt foarte clare, aceste mișcări suveraniste, conservatoare, sunt în creștere. Acest vot încă nu este un vot reprezentativ pentru realitate, pentru realitatea în care trăim, pentru că aceste guverne uh, neomarxiste, globaliste, cum vrem să le numim, uh, au încă controlul asupra societăților, în bună măsură. Și uh, iată ce s-a întâmplat în România. Au comasat alegerile locale cu alegerile europarlamentare, în așa fel încât să, unu, să, să ducă, uh, să suprime, de fapt, să anuleze uh, dezbaterea despre europarlamentare, despre Europa. N-a mai existat o asemenea dezbatere. Pentru că le-a fost foarte teamă să se vorbească despre uh, cruntul adevăr, ce se întâmplă la, la uh, Bruxelles. Bruxelles, pentru că la Bruxelles s-a instalat o dictatură, acolo este noua Uniune Sovietică. Uh, Comisia Europeană, cei care conduc uh, Bruxellesul reprezintă de fapt această elită corporatistă, nu mai au nicio legătură cu popoarele, ei nu sunt aleși și sunt numiți, de comisari, ei au toată puterea. 1. Să nu aibă loc niciun, niciun fel de dezbatere. Toată campania electorală a fost a însemnat scandaluri cu primarii, cu consilierii, chestiuni minore, locale. A fost suprimată dezbaterea despre Europa. Iar, pe de altă parte, la vot a fost transferat votul de la locale, primari, consilieri, către europarlamentare. Printr-un artificiu și a spune. Eu am numit această comasare lovitură de stat, pentru că în Constituție se spune alegerile trebuie să fie libere și corecte. Corect ce înseamnă? Statul, este un alt articol în Constituție, care obligă statul să ofere cetățenilor accesul la informație. Este o obligație constituțională a statului. Nu să ascundă și să facă ce cum s-a întâmplat. E bine, alegerile n-au fost libere și nici corecte. Iar și într-o asemenea situație s-a văzut că și în România și în Europa că partidele conservatoare sunt în creștere. Această mișcare cu siguranță va continua și în următorii ani mișcarea suveranistă conservatoare va, va, fi în măsură să schimbe instituțiile Uniunii Europene. Pentru că PNCCD-ul nu neagă o formă de, 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 uniune. Ce trebuie să schimbă o uh, conservatoare? Cum spuneam, Europa Națiunilor, un spațiu comun um, economic pe principiile fondatorilor. Noi nu vrem altceva decât că vorbeam de Schumann, de ceilalți părinți ai bisericii, Con Conrad Adenauer, care erau creștini democrații. Ei au înființat Uniunea Europeană în 1949-1950, da? Cum au vrut părinții fondatori? Au spus așa, Uniunea Europeană trebuie să aibă la bază principiile creștine. Toți erau creștini. Absolut toți fondatorii. Și sunt două principii pe care s-a fondat Uniunea Europeană. Principiul personalismului, care ce spune? Libertatea este o relație, constă în relația între persoană și Dumnezeu o chestiune creștină, da. prin excelență creștină, asta înseamnă libertatea cetățeanului, este relația lui cu Dumnezeu. Cu, cu Iisus Hristos, vorbim despre, despre, despre creștinism, vorbim de uh, doctrina creștină democrată Doi, principiul subsidiarității. Ce înseamnă principiul subsidiarității? Uh, decizia politică sau nu este luată de comunitatea căreia îi se dea, adresează.